De la Poliția Județeană, comisar șefu, sunt colegii mei de la OZTC, de la Garda Financiară, este cetatea aici, da? Da. Da, ne spuneți cât personal aveți angajat, unde îl găsim, care le ia... Hai. Da, mai departe. Bărbulescu Nicolae, primul care vi la domnul... Cu cele două WC-uri, unul lângă altul și cu... 23, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Nu l-am, de ce să vă mint? Vecinătate, cutie desfăcută și lăsată în cutie, mezeluri cu pepene, ciorbă cu... Niciun fel de nimic nu se respectă aici. Deci știți cum se face treaba asta? Că ziceți că sunteți bucătari din Spania. Da. Se face congelare rapidă la minus 30 de grade. Nu, ce faceți dumneavoastră aici? Vreau și eu să... Bun, când faceți lista meniu, unde aveți, când faceți meniu, unde aveți un cântar cu care cântăriți carne care intră? Deci o pun la ochi, sincer. Pentru că se pune ca să fie porții pentru toți. Nu întâmplă, că tot timpul mor săracii pe capete. Îi duce de acolo acolo în fiecare zi mare câte unul, dar în rest ce să vă spun, nu știu. Dar sunt și copii? Sunt și copii, parcă am văzut ceva copii. Nu știu sigur eu. Eu mai mult sunt plecat. Dar cum vi se pare? Îi ține niște condiții? Așa am auzit, dar ce să vă spun, niște prostii care nu am văzut, nu? Dar ați văzut mașini care vin pe aici? Da, am văzut mașini mortoare care ia în fiecare zi aproape câte unul. Sunt bătrâni? Bătrâni, da, bătrâni, nu știu. Și eu mă zic, e ceva incredibil acolo ce se întâmplă, da. Ce putem să știm noi? Nu putem să știm noi. Greu de imaginat pentru bătrânii aceia. Așa am înțeles ceva și am văzut și copii, parcă ceva copii handicapați. Parcă ceva cu handicap. Dar profite de pe urma lor, ce se întâmplă? Nu știu asta, nu știu. Eu am înțeles, zice, doamna asta trebuie să știți mai bine ca noi. Noi am văzut pe internet chestia asta cu ce se ocupă, adică prea târziu am văzut, așa, de la vecini, zice, ia intră pe internet să vezi că eu n-aveam că face azi aici. Și cam de când e așa? Până nu știu de când a dat drumul, dar în orice caz, anul ăsta, parcă, nu, până în sărbători. Ai ține închiși acolo, până nu le dă drumul să iasă deloc? N-am văzut niciodată ieșind pe cineva, da. Decât mașini venind? Mașini venind și oameni care vin la ei, la probabil la bătrâni sau la cine stă acolo, da? Păi și câți bătrâni să fie aici? Păi nu știm, mamă, nu știm. Cine, nu intră nimeni. Îi ține închiși? Ce le fac? Nu știm. Acum doi morți pe zi. Păi am văzut într-o seară că a trecut mașina, mortul. A luat mortul și la ora a trecut al coșul. Zic, l-a adus pe ăla cum l-a primit la vreo morgă sau undeva. Și noi, eu cu vecina m-am stat acolo și îl pusese și pe al... Nu durase 4-5 ore și îl pusese și pe al doilea în sicriu. Ce îi face, nu știu. Nu se știe nimeni. Nu e cine ne mâncați? Nu știm, nu știm nimic. Dar vin mașini dese aici, vedeți bătrâni care vin aici? Vin, dar e măsar, nu le aduce copiilor, cine îi aduce? Ce le face, nu știu. Atâta o singură dată am văzut că era o doamnă, ai văzut, care plângea pe drum cu bărbatul, ei rău, a fost supărat că a murit. Și a venit într-o zi poliția de la noi, tot cu cineva a filmat, a intrat, a sunat, a intrat. Le-a dat drumul. Nu v-a dat drumul? Nu v-a dat drumul. Înseamnă că au ceva de ascuns. Sigur că da. E, vreau să fie mizerie, poate să fie. Cine știe? Nu știu. Asta și copii, ce știți? Păi chiar are copii, are două fete. A, copii mici. Copii ținuți acolo. Nu cu cred. Bătrâni. Nu cred. Nu. Nu. Bătrâni, da, dar copii nu. La cum vi se pare să le ia banii și le ia banii și ține în condiții. Numai. Păi dacă nu, păi dacă copiii lor nu văd, noi ce putere avem din afară, nu? Dacă copiii lor i-a dus acolo pe măsa sau pe taxul sau pe fraxul, pe cine i-a dus și le dă, plătește 11 milioane, am înțeles, plus pampere și. Vă taie de joc. Cine știe, vreau că vine mașina cu pâine, vine, le aduce pâine, vine o mașină care le-a trecut desert cu ceva așa, văd. Și sunt două femei mari și late, ea și mai e o femeie. Care au grijă de ei, de principiu. Care are și stau acolo. Și ce știți de el? Ce să știu? Moare pe fiecare zi câte 2-3. Da, da. În spate și vei ce faci? Păi eu nu m-am dus acolo, că nu sunt bolnavă, dar am auzit și eu că a spart o femeie de-aia, o farfurie, să o moare cu omorul. Da, da.
Dar nu le dăm mâncare, ce le face? Nu știu ce asta. Nu le fi dăm, le dăm bătaie. Le dă bătaie? Eu cred că le dă bătaie, că femeie e rea. E rău tăcioasă, n-ai cu... N-ai ce să scoți din ea, că dacă vorbești cu ea sau îi zici ceva, te ia la ceartă. E violentă. E. Și credeți că îi bate pe bătrâni? Eu cred că da. Le ia și bani și îi și bate. Păi le ia 12 milioane pe lună. Pe ce? Dacă femeia a fost bolnavă și a ieșit și nici n-are curte să iasă. Eu cred că... Că mir de bătrâni trebuie să aibă o grădină, așa să iasă și în grădină, să iasă. Îi ține închiși acolo? Îi ține, păi n-ar zică 200 de metri acolo. Se ține închiși? Păi de unde să-i ție? Spune că vine des mașina mortoară. Fiecare zi vine. Pe condiții groaznice. Sunt, da. Noi deci, am făcut plângere. Când s-a întâmplat situația, eram disperați. Le știm că avem grijă de cetățean în vârstă și bolnav. Asta e ieșirea din spital. Ne putem să mai tăiam picioare. Am fost disperat și am căutat peste tot. Și cineva ne-a sugerat că pe internet există la Păulești un cămin de bătrâni și nu știu ce. Am contactat cu telefonic și ne-a spus da. Zice, când aduceți? Astăzi, mâine? Păi zic, cât mai repede. Îl duceai cât mai repede, că nu mai sunt locuri. Adică am vrea să vedem și noi ce condiții aveți. Ne-am dus acolo, într-adevăr, e o clădire nouă, construită acum. Deci, martie am fost noi, cred că prin februarie a fost terminată. Am văzut două camere. Nu firmă, nu nimic. Nu avea două camere. Într-o cameră erau vreo 5-4. Dar spațiu foarte mic. Foarte mic. Bătrânii într-o cameră, bătrânele, doamnele într-o parte. Și cum v-am spus, mă repet, disperat, zice, domnul zic, la ducem. Nu avem un pot. Cât ne costă, cât nu știu ce, zice, 10 milioane, banii dați înainte, aduceți copie după buletin cu pom de pensie. Și ce s-a întâmplat ulterior? Și s-a făcut rău bătrânul? Noi ne duceam și de 2-3 ori pe săptămână, îi duceam medicamente, îi duceam, corespondam tot timpul. Da. A adus foarte mulți bătrâni. Deci, situația a început să se cam aglomereze acolo. Erau și câte 10 în cameră. O cameră foarte mică, da, au pus paturi etajate, ceea personal ce nu era permis. Personal nu prea am văzut pe acolo decât ea, probabil se ocupa 100% și ceilalți pe la cantină, la cantină care făceau mâncare și mai aveam un frate. S-au plâns socrul dumneavoastră că e mâncare puțină, că e proastă, cum? Ce să vă spun, socrul meu este o persoană foarte finuță, el a fost cadru militar, mă rog, n-are importanță asta. Socrul meu se simțea mai rău. Eu am observat treaba asta și am anunțat familia. Și pe cumnatul meu, și pe soacră mi-a zis, știți că mie nu-mi place. Eu acolo nu mai intru. Cert este că două săptămâni eu n-am mai intrat acolo. Ca la un moment dat să primească soția un telefon, doamnă, zice, trebuie să discutăm. Da, discutăm. I-a spus, doamnă, ta situație e foarte gravă, zice... Ce mă aștepta la ce nu? Trebuie să discutăm. Da, socrul nostru avea o stare de sănătate bună când l-a dus. El fizic era foarte bun, atât că a căzut, s-a lovit la cap, avea niște cheacuri de sânge, nu mai stă în picioare, stabilitate. Și practic starea lui s-a înrăutățit rapid. S-a înrăutățit foarte rău. Din cauza condițiilor acolo la azil. Dar acolo practic nu e un azil, acolo ce e pe internet și ce nu, când am făcut noi contractul, că l-am făcut după 3 luni contractul, că l-am început, că lăsați, că nu știu ce. Deci acolo e contract de prestări servicii și se cheamă Casă de odihnă și refacere bătrâni. Că dumneavoastră, fiind fiica lui, îl cunoașteți cel mai bine. I s-a schimbat starea destul de rapid. Da. Deci în martie când l-am internat noi, erau puțini pacienți, pe urmă dânsa a adus foarte mulți bătrâni, a ajuns să pună paturi supraetajate, nu avea asistență medicală, tratat după ureche, dânsa, mi se pare că are temperatură, îi dăm un paracetamol.
nu știu ce, mi se pare că nu știu ce. Deci dânsa gătea, dânsa îi servea, dânsa în familie, cu fratele și cu așa, făcea de toate. E normal. Da, spunea că o să iasă toate aprobările. De unde? Ne-a dus cu vorba, deci martie, aprilie, mai. Noi am plătit câte 10 milioane, abia când a văzut că starea lui s-a agravat, că ea deja era supraaglomerată, nu avea personal, pleca, vrea să mai deschidă în Ploiești încă un cămin, fără aprobări, fără nimic. Și îl băgase, practic, îi dădea sedative și nici nu ne mai înțelegeam cu el ce vorbește. Dar știți că îi dădea și alcool? Alcool, nu știu, cred că sedative, de la avea bătrân cu Alzheimer și avea calmante mai puternice. Și ca să o lase în pace așa, le dădea la toți, îi dormea, așa, când m-am dus acolo... A fost la un pas să-l omoare. Da, când m-am dus acolo, am văzut că mi-a spus că, zice, să vă așteptați la cei mai rău. Și zice, vă mărim taxa. Pe data de 4 mi-a cerut 15 milioane, deci nu mai era mulțumită cu 10, că necesită îngrijiri speciale. Ce îngrijiri speciale? Că nu-i dădea nici apă să bea, nici mâncare. I-a îndesat două linguri de mâncare și a zis, dați-i dumneavoastră, poate de la dumneavoastră mănâncă. Asta după ce îi dădusem 15 milioane. Și cum arăta acolo? Gătea la fel ca o familie obișnuită, nu cu pentru așa. Și atunci am luat o asistentă, o nepoată de-a mea, și am adus-o acolo să o vadă starea lui. Când a văzut fata, este asistentă la un cămin de bătrâni, s-a îngrozit și a pus mâinile în cap și a zis, ia-l imediat de aici. Imediat l-am luat și l-am internat în aceea zi la Spitalul Județean. Când am ajuns la Spitalul Județean, medicii de acolo, i-am spus de unde l-am luat și a zis, doamnă, sunteți inconștientă, n-au asistență medicală. Cum ați putut să-l duceți acolo? De ce ne-a păcălit tot timpul? Că obține aprobări, că face, că drege. Și ne-a pus pe data de 4 în față un contract care era de cămin de bătrân, de odihnă, nici de cum de cămin de bătrân, că dânsa figurează pe internet de cămin de bătrâni. Toată acțiunea de control a fost generată de primirea unei reclamații din partea unei fiice a unei persoane care a fost internată, să zicem, sau a fost cazată la această casă de bătrâni, care declară respectivele persoane că n-ar fi casă de bătrâni, că doar ar fi un spațiu care asigură cazarea consumatorilor, dar lucru care nu este real. În realitate nu există niciun fel de autorizație de funcționare pentru activitatea nici de cazare, nici pentru activitatea de casă de bătrâni. Nu există, după cum ați fost și dumneavoastră, niciun fel de firmă care să ateste că la imobilul respectiv ar fi o societate care își desfășoară activitatea. În momentul în care am pătruns în interior, am solicitat să ni se prezinte spațiile în care se desfășoară ei activitatea. La baie, grupul social, erau două toalete așezate una lângă alta, deci țineți minte, una lângă alta, la mai puțin de jumătate de metru, iar din declarațiile administratorei, una era pentru bărbați, alta era pentru femei, deci în același încăpere. Exista un singur duș alături de o mașină de spălat rufe pentru lingeria unității, lucru care iarăși este ilegal. Condiții inumane. Deci n-ați văzut în viața vieților dumneavoastră aglomerația în care stăteau respectivii bătrâni, care unii erau nedeplasabili și își făceau nevoile pe loc, mirosul în care trebuiau să stea în lipsa unui aer condiționat, a unui sistem de ventilație. Mergând în blocul alimentar, muștele erau peste tot, exista un singur frigider în care erau la un loc depozitate produse care erau în vase de tablă, deci bulion, pasta de tomate, tabla desfăcută și care s-a oxidat și ele rămâneau în pasta respectivă în respectivul recipient. Deci e posibil să fie mâncată hrana alterată? Se poate să fie foarte bine să fie alterată. Nu exista deci carne de porc cumpărată de nu se știe de unde, sacrificată, nu se știe de unde, congelată în condițiile improprii care se aflau acolo, nu se știe de când zăcea respectiva carne în frigider, pe motiv că ar fi și carnea pentru copiii patroane. E posibil să-i hrănească foarte prost. Ceea ce e mai grav, am constatat că nu există o listă de meniu pentru acești bolnavi și persoane în vârstă, nu există un calcul caloric, nu există o alimentație funcție de boala fiecăruia. Unul poate nu mânca cu sare, unul mânca fără grăsime, deci nu exista nimic. De asta ați găsit și alcool. Deci nu că am găsit alcool. În ziua respectivă li se dădea supă de legume și salată orientală. Deci dacă dumneavoastră trăiți cu această alimentație, nu știu, poate mai discutăm. Deci, uitându-mă pe listele de achiziții produse destinate consumatorilor, am văzut că printre altele avea vodcă și angeli. Deci le dă pileală în loc să le dea mâncare.